De vineri 15 noiembrie, în centrul orașului Craiova, se deschide unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Anul acesta, evenimentul se va întinde pe o suprafață mai mare ca până acum și va aduce surprize și elemente noi pentru vizitatori. Aprinderea luminițelor va avea loc tot vineri de la ora 18:30 în piața Mihai Viteazul din oraș. Târgul de Crăciun din Craiova se va desfășura în acest an în mai multe zone din oraș. După aprinderea luminițelor din piața Mihai Viteazul, se vor vedea proiecții luminoase dinamice pe fațada Palatului Administrativ, dar și jocuri de artificii și videomapping pe clădirea Colegiului Carol I. De asemenea, în piața Frații Buzești din Craiova se vor desfășura concerte și va avea loc parada personajelor din desene animate pe durata târgului din acest an. Până pe 5 ianuarie, târgul din oraș va dezvălui 4 experiențe diferite de Crăciun, și anume Tărâmul fermecat, Frumoasa și Bestia, Veselia din satului Moș Crăciun, Generozitatea unui Crăciun tradițional românesc și Crăciunul galactic. Satul Belei este plin de trandafiri, iar sfeșnice, ceasuri, dulapuri vorbitoare completează unul dintre cele mai frumoase decoruri care au putut fi văzute. Cu siguranță, anul acesta va fi cel mai frumos târg de Crăciun din România și ne străduim să fie cel mai frumos din Europa, asta a declarat primarul municipiului Craiova. Cea mai înaltă sanie zburătoare din Europa de Est este la târgul de iarnă din Craiova. Din 15 noiembrie, pe cerul Craiovei va putea fi văzută sania trasă de reni cu Moș Crăciun, care va veni personal să vadă cel mai frumos târg de sărbători din România. În satul lui sunt pregătite multe atracții: colaj pe gheață, roller coaster, căsuțe cu bunătăți și suveniruri, carusele, instalații care vă taie respirația. Relatează Digi24.ro.